Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă vi s-a întâmplat vreodată să puneți benzină sau motorină contrafăcută în rezervor, colegilor, dacă să alimentați cu ceva nașpa. Așa, contrafăcută. Nu, adică să simți că e nasoală. Nu s-a întâmplat niciodată? Am simțit că nu trăgea mașina când trebuie, exact. Da. Dar nu la modul, cum era odată poveștile alea cu apă în benzină din anii 90. Ai altă treabă cu apă în benzină. Murea mașina în intersecție. Așa, bun. Acum doar nu mergea cum trebuie, dar semnificativ. Și eu am pățit-o odată. Serios? Da, nu mai puteam să urc dealul negru. Cu mulți ani în urmă, sunt vreo 20 de ani. Dar astea sunt momente pe care nu le uiți. Pui benzină de la o benzină, ai încredere, te oprești, pui benzina cu tare, plătești, pleci mai departe și bă, nu mai trage mașina, nu mai... Era dintr-un lanț de ăsta sau ai pus la o benzinărie? Nu, era un no-name. Ah, ok. Păi de asta. Da, sunt 20 de ani de atunci. Da. Da. Dar să vezi cum e când pui cherosen contrafăcut la MIG. Pleacă cum mă... Deci aviația militară a României, așa, atâta cât e săraca de ea, deci după ce că e cum e, vai de capul ei bolnavă, a fost și înșelată cu 3 vapoare de cherosen de proastă calitate în valoare de 6 milioane și jumătate de euro. Deci cineva a vândut armatei cherosen de la Nasol? Stricat. Îndoit. Pentru îndoit. Pentru avioane. Băi, bun, nu știu cât de mari erau vapoare, dar e vorba de 3 vapoare și vă explic imediat. Cherosen de 6 milioane jumate, o fi ceva vapoare. Da. Și drept rezultat, mai multe avioane de vânătoare, MiG-21 Lancer, s-au stricat. Le s-au fundat jiglerele. Nu trage la deal, boss, când trebuie să urc. Nu mai... Păcăne. Scoate fum pe coadă. Deci, ce avarii s-au produs? De pildă, eu citez acum, e un proces. De pildă, într-o pompă s-a identificat șpan metalic în filtrul central din cauza lubrifierei necorespunzătoare, aceasta, adică lubrifierea, depinzând de proprietățile chimice de lubrifiere ale petrolului folosit. Uh-huh. Practic ca la Trabant. Uite că nu știam că MIG-ul merge cu amestec benzină ulei ca la Trabant, dar aparent asta e cherosenul stricat, nu s-a lubrifiat cum trebuie, sau a frecat pistonul. Și a început să agațe. Da. L-au dus la segmentare. Deci cum s-a întâmplat? Povestea este fabuloasă, e ceva de neimaginat. Deci în 2018, un om de afaceri, cu mari interese de altfel în zona comerțului cu carburanții în România, un domn pe care îl cheamă Cristian Berendel, și are, mă rog, avea firme, chestii, în fine, a încheiat un contract cu MAPN pentru alimentarea cu cherosen, carburant de aviație, timp de 4 ani, pentru 8 unități militare. Super contract. Uh-huh. Domnul Berendel, altfel un mai vechi partener de afaceri al altui personaj sulfuros din economia politică a României, Sebastian Ghiță. Păi zi așa. Da. Deci domnul Berendel s-a angajat să livreze 2 tipuri de cherosen la aviație. Jet AI și Jet AI Premium. De 98 și de 95. Da, exact. Premium, Maușa, nu știu ce. Și iată, citez. Conform anchetatorilor, pentru a câștiga încrederea armatei, primul transport a fost conform contractului și a fost adus în portul Constanță cu o navă numită Evia Petrol. Deci, i-a făcut ca escrocul tipic. Le-a dat prima dată ceva bun. Ce nu știau însă reprezentanții mei APN era că în același port acostase cu mult timp înainte, încă din octombrie 2017, deci cu un an înainte, un vapor grecesc încărcat cu cherosen de proastă calitate. Era pus strategic acolo. Da. Ca urmare, după ce primul transport a fost livrat, afaceriștii au continuat să trimită către rezervoarele MAPN din această navă, care era de proastă calitate. Mai apoi, potrivit anchetatorilor, alte 2 nave au adus în țară cherosen procesat în Grecia și Turcia, neconform cu cel achitat de armata română, scrie publicația Gândul. Drept rezultat, 5 MiG-21 au fost avariate, piloții și mecanicii au raportat manifestări neobișnuite. Cum a zis, dădeau rateuri, scotea un fum pe coadă, nu trăgeau, lucruri de genul ăsta. Prejudiciu 6,5 milioane de euro. Stai așa, prejudiciu 6,5 milioane de euro, valoarea cherosenului. Cherosenul, da, că avioanele... Mai sunt și reparațiile, da, la Trabant. Da, la Trabanturile zburătoare. Bă, astea sunt, știi cum e vorba, săracul, fostul ministru al apărării Gheorghe Tinca. Minguri avem, minguri cad. Acum sunt și F-16, dar bine că nu s-a întâmplat la F-16. Auzi, de asta intră pe casco? Păi, corect. Da, corect. Se repară, da. Asta e. Băi, te gândești, ești om de afaceri, prinzi un contract de o valoare uriașă cu armata. Adică ce poate fi mai tare, pe cuvântul meu, poți să vinzi statului armată? Este afacere garantată.
Câți oameni de afaceri onești din țara asta nu și-ar dori să aibă un astfel de partener de afaceri? Și ce trebuie să faci? Mă, să aduc cherosen. Cumperi cherosen, îl dai la armată. Nici măcar nu e mare filozofie în asta și îți pui un adaos comercial rezonabil. Ești cinstit, treci din asta. Bă, dar ăsta... Deci avea un vagon de cherosen, un vapor de cherosen stricat, i-a păcălit pe ea de la aviație, le-a dat mai întâi ceva bun, el știind. Da. Care... Și după aia a văzut că merge, a mai adus încă două. Din altă parte. Băi, ia mă că i-am fraierit pe fraierii ăștia. Nu vezi că nu e stricat chiar așa rău. Da. Uite, zboară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.